Se spune că așa cum îți merge noaptea dintre ani, așa se va arăta și anul care urmează. Așa că mai toți căutăm să alegem pentru Revelion destinații luxoase, la munte sau în stațiuni exotice din întreaga lume. Pachetele turistice nu sunt chiar pentru buzunarul oricui, însă cu o simplă căutare pe internet puteți găsi oferte diverse în destinații de vis. S-ar putea însă să fie prea târziu. Alegem la întâmplare o vilă de 4 stele din Poiana, Brașov, care oferă pentru noaptea de Revelion pachete turistice începând de la 75 de euro de persoană pentru o singură zi. Tariful include cazare, cină, prânzul, dar și parcarea mașinii, însă pe site nu găsim nimic specificat despre masa festivă dintre ani. Sunăm să aflăm care este totuși oferta și dacă mai sunt locuri. Am căutat numărul dumneavoastră pe internet și aș fi dorit să știu ce ofertă aveți pentru noaptea de Revelion. Am aflat câteva, într-adevăr, câteva lucruri de pe internet, dar m-ar interesa mai în detaliu, dacă se poate. Dacă mai aveți locuri, totuși, în primul rând. Ba, asta vreau să vă zic, că nu mai am locuri. Din iunie nu mai am locuri. Căutăm ceva mai accesibil, tot în aceeași zonă, însă cazare cu demipensiune. Pe internet găsim chiar oferta care specifică faptul că în fiecare seară restaurantul pensiunii are program artistic, iar oaspeții sunt tratați chiar și cu unele surprize. Sunăm să aflăm mai multe detalii. O informație aș dori să aflu de la dumneavoastră, dacă mai aveți la această oră pachete pentru noaptea de Revelion. Din câte știu, nu prea avem, nu mai avem locuri. Haideți să mergem ceva mai aproape de casă. Oferta Munților Apuseni este una foarte bogată, însă totul ține de noroc, acum când mai sunt doar câteva săptămâni până la marea petrecere. Încercăm în Arieșeni și sunăm la o pensiune agroturistică din zonă, care ne anunță pe site că oferă servicii de cazare pentru 5 nopți, începând din 28 decembrie și până în 2 ianuarie, cu demipensiune și băuturi alcoolice și nealcoolice la masă și două mese festive în seriile de 31 decembrie și 1 ianuarie. Sună tentant, însă trebuie să avem și confirmarea. Bună ziua, v-am sunat. M-aș vrea să mă interesez, să știu dacă mai aveți locuri pentru Revelion. Oare câte ați dorit? 4 locuri, dacă se poate, 4 adulți. Da, să știți, să încheiem doar la grup. Doar pentru grupuri? Doar pentru grup, da, 20 de persoane, 18-20. Deci vreți să închiriați doar toată cabana? Da, de preferință, da. De preferință, da. Și cam care ar fi prețul? Da. Avem un pachet pe 5 nopți, 6 zile. Da. Cu 2 mese pe zi, 2 mese festive. Așa, în toată perioada asta, pomana porcului, foc de tabără, foc de artificii, plimbări cu sania, colindători, vinul și cafeaua gratuit din partea casei pe toată perioada, la prețul de 1400 de lei de persoană. A fost ultima încercare, iar dacă toată lumea și-a făcut deja programare și toate locurile sunt ocupate, mă voi bucura singură de cel mai frumos Revelion petrecut alături de familie, în cel mai sfânt loc de pe pământ, acasă.